Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Minunata creație a lui Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Genesa, capitolul 1 cu versetul 1. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Am învățat un pic despre Dumnezeul nostru minunat și despre Lucifer, cel mai frumos și cel mai puternic înger din cer, care a ales să nu asculte de legea lui Dumnezeu. Lucifer a devenit gelos pe Dumnezeu, a încercat să-i facă pe îngeri să creadă că Dumnezeu nu iubea cu adevărat și că nu era cinstit. În cele din urmă, îngerii care au ales să-l creadă pe Satana au aflat că a mințit. Dumnezeu este dragoste și El face doar ceea ce știe că ne va face fericiți. Totuși, Dumnezeu nu ne va obliga să-L ascultăm. În această săptămână vom învăța cum a creat Dumnezeu lumea noastră minunată. El a plănuit-o cu mult înainte, pe când Lucifer era încă în ceruri. Haideți să citim primele două versete ale primului capitol din prima carte a Bibliei. Îți amintești numele primei cărți? Se numește Genesa. Deci Genesa, capitolul 1, cu versetele 1 și 2. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Genesa începe cu istoria creierii lumii noastre. Înainte de prima zi a creației nu exista nimic altceva decât întuneric. Apoi, Dumnezeu a făcut lumea noastră și a pus o pătură groasă de apă în jurul ei. Duhul lui Dumnezeu privea cu dragoste peste fiecare lucru. În cele din urmă, Dumnezeu a vorbit. Ce a spus? Haideți să continuăm cu versetele 3 la 5. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Brusc s-a făcut lumină. Nu mai era întuneric tot timpul. Dumnezeu a creat astfel prima zi. Cum numim această zi? Duminică. Noi spunem că ziua începe dimineața, dar de fapt Biblia ne spune că fiecare zi se termină atunci când apune soarele. Prin urmare, a doua zi începe chiar de atunci, nu în dimineața următoare. Gândește-te, știa Dumnezeu că trupurile noastre au nevoie de somn și de odihnă ca să putem fi pregătiți pentru următoarea zi? Sigur că știa. Când tata sau mama spun că e timpul pentru culcare, ne ajută lucrul acesta să ne pregătim și să avem energie și o inimă fericită pentru a doua zi? Ne supunem bucuroși sau cu văică reală. Cum arăta lumea noastră la finalul primei zile? Era acoperită cu o pătură groasă de apă, nu-i așa? Cum numim a doua zi? Luni. Ce a făcut Dumnezeu luni? Haideți să citim în continuare de la versetul 6 la 8. Dumnezeu a zis să fie o întindere de ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de deasupra întinderii de ape care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Din nou, Dumnezeu a folosit doar cuvinte. Asta era tot ce trebuia să facă. Lumea noastră fusese acoperită de ape, dar acum a mai apărut ceva. Ce anume? A mai fost creat? Cerul. Dumnezeu a făcut cerul albastru și aerul proaspăt. Sub cer se afla apa albastră. El a luat în considerare tot ce știa că avem nevoie ca să fim sănătoși și fericiți. Și s-a mai gândit la ceva. S-a gândit că, în afară de crearea omului, să creeze o mulțime de lucruri minunate. Tot ce a creat Dumnezeu a fost planificat cu atenție înainte de întemeierea pământului. El nu a uitat absolut nimic. Știa că ființele pe care urma să le creeze în curând vor avea nevoie de aer curat. Știa că vor avea nevoie și de apă. El știa că ne va plăcea să notăm, dar a existat un motiv și mai important pentru care a creat apa. Știa că vom avea nevoie să bem multă apă. Gândește-te, ieși afară în fiecare zi ca să respiri aer curat? Deschizi ferestrele și lași aerul curat să intre noaptea în încăpere?
câtă multă apă bei în fiecare zi. Pentru ca organismul tău să poată funcționa corect și să fii sănătos, trebuie să bei multă apă între mese. Organismul are nevoie de apă, nu de băuturi răcoritoare sau de suc. Așadar, ai nevoie doar de apă. Ce a făcut Dumnezeu în primele două zile? A creat lumina și a despărțit cerul de ape. Venise ziua a treia. Era timpul să creeze altceva. Care este numele celei de-a treia zi a săptămânii? Marți. Dumnezeu era gata să vorbească din nou. Ce a spus de data aceasta? Haideți să citim versetele 9 și 10. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Nu e așa că ți-ar fi plăcut să fii și tu acolo și să vezi pământul ieșind din apă? În scurt timp, era mai mult pământ decât apă. Apa a fost așezată în lacuri mari și mici, în râuri și pâraie. Poate că existau și plaje frumoase cu nisip. Peste tot erau munți colorați, dealuri și voi. Dar Dumnezeu nu a terminat ce planificase pentru acea zi. Pe pământ nu existau iarbă, copaci sau flori. Așa că Dumnezeu a vorbit din nou. Ce a spus de data aceasta? Să citim în continuare versetele 11 și 12. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Cât de frumos! Acum pământul brun era acoperit cu cea mai frumoasă moale și verde iarbă. Nu era ca iarba din zilele noastre care se usucă și moare. Oh, nu, nu! Câmpii cu tot felul de ierburi se înduiau în briza blândă care le mângâia. Și flori, florii pe care Dumnezeu le-a făcut, erau mai superbe decât cele mai frumoase flori pe care le-ai văzut vreodată. Miroseau sublim și copacii erau copaci de toate formele și dimensiunile în nuanțe diferite de verde. Unii copaci erau încărcați cu diferite tipuri de fructe, toate gata pentru a fi culese și mâncate. Câte tipuri de fructe poți enumera? Poți să enumeri 10 feluri de fructe? Dumnezeu a creat multe tipuri de fructe în acea zi. Îți plac nucile? Erau acolo tot felul de nuci. Ce zici de fructele de pădure? Arbuștii erau plini de fructe. Frumoasa viță de vie era încărcată cu struguri delicioși, roșii, verzi, violeți. Poate că existau culori pe care noi nici nu le putem imagina. Nu există nici măcar o frunză maro sau uscată, nici o ramură goală și urâtă. Nu existau buruieni sau spini. Îți poți imagina așa ceva? Nu știm cum a făcut Dumnezeu toate acele lucruri frumoase în acea zi. Poate că totul s-a desfășurat ca într-un time-lapse, adică o tehnică video care surprinde într-un cadru fix schimbări lente ale unui lucru. O sămânță mică era plantată și în doar câteva minute planta împungea pământul ca să poată ieși la suprafață. Apoi, pe nevăzute, ajungea la maturitate. Oricum ar fi făcut el aceste lucruri, cu siguranță că ar fi fost minunat să putem vedea tot procesul de creație. Gândește-te! Te bucuri de mâncarea minunată pe care Dumnezeu a creat-o pentru a ne menține puternici și sănătoși? Satana ar vrea ca tu să mănânci lucruri care te pot îmbolnăvi. Care ar fi aceste lucruri? Ce ar fi să te hotărăști chiar acum să alegi întotdeauna ce știi că este bun pentru tine? Data viitoare, când te duci la piață, vezi câte tipuri de fructe și legume poți număra. Poate ai vrea să încerci ceva nou. Sosise a patra zi. Cum numim această zi? Miercuri. Dumnezeu crease deja o lume minunată. Noaptea, cerul era întunecat, iar în timpul zilei era lumină. Dar Dumnezeu a făcut ceva interesant și special când a apus soarele pentru cea de-a patra zi. Ce s-a întâmplat când a vorbit Dumnezeu? Haideți să vedem ce găsim scris în continuare de la versetul 14. Dumnezeu a zis
să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să desparte ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilei și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume, luminătorul cel mai mare, care să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Acum, pe timp de noapte, exista o lună mare, argintie, care plutea încet pe cer, iar pe lângă ea, milioane de stele sclipeau ca diamantele. Dimineața, imensul și arzătorul soare își arunca razele peste dealurile dinspre răsărit. Încet, încet, se deplasa pe cer până când ajungea la apus și se ascundea în spatele dealurilor. În plimbarea pe care o făcea pe cer, soarele picta culori superbe. Ce mod frumos de a începe și încheia o zi! Te-ai gândit vreodată cât de ușor ar fi putut Dumnezeu să facă o umbră uriașă întunecată pe care să o retragă în fiecare noapte și să-i spună, du-te la culcare? Ar fi putut să o îndepărteze în fiecare dimineață și să spună, ridică-te acum! În schimb, El a creat apusuri colorate și răsărituri minunate pentru ca noi să ne bucurăm de ele. Gândește-te, știi de unde își ia luna lumina? De la soare. Ea nu are lumină de la sine. Biblia spune că Iisus este lumina lumii. Biblia mai spune că și noi suntem lumini. Noi, ca și luna, nu avem nicio lumină de la noi înșine. Dar când alegem să-L lăsăm pe Iisus să trăiască în inimile noastre, putem străluci pentru El, pentru că El ne ajută să fim asemenea Lui. Vrei să fii o lumină pentru Iisus? Spune-i și El te va ajuta să strălucești cu putere. Până la sfârșitul celei de-a patra zile, lumea noastră era de o frumusețe rară. Cu excepția susurului apei și a foșnetului domol de frunze care se mișcau în vânt, nu se auzea nimic. Era o liniște deplină. Atunci Dumnezeu a vorbit din nou. Ce a spus? Haideți să continuăm cu versetele 20. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Deodată s-au auzit tot felul de sunete încântătoare, tot felul de păsărele fericite. Îl lăudau pe Dumnezeu și cântau cântecele frumoase. Și ce culori strălucitoare aveau, roșu, albastru, galben, violet și portocaliu. Unele păsări erau înalte, altele erau mici, unele zburau sus în înaltul cerului, altele zburau mai jos sau chiar mergeau pe pământ. Unele au început să-și construiască cuiburi în copaci și arbuști. Toate erau păsări domestice și niciuna dintre ele nu era speriată de nimic. Ce altceva mai spune Biblia că a făcut Dumnezeu în acea zi? Viețuitoarele din apă. Dintr-o dată lacurile, râurile și pâraiele au prins viață, fiind umplute cu tot felul de forme, dimensiuni și culori pe care le aveau vietățile din ape. Asemenea păsărilor, unele erau foarte mari, altele erau foarte mici, unele semănau cu niște flori frumoase, altele se puteau scufunda adânc în apă, iar altele puteau sări din apă și apoi se scufundau înapoi. Toate lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu sunt atât de minunate și de interesante, încât nu ne-am plictisit niciodată să învățăm despre ele. Cum numim a cincea zi? O numim joi. Gândește-te! Poți numi cel puțin 10 specii de păsări și 10 viețuitoare de apă? Ce poți spune despre ele? Săptămâna viitoare vom învăța despre cea mai interesantă zi dintre toate, ziua a șasea. Atunci Dumnezeu a creat foarte multe specii de animale, dar și pe primii doi oameni. Gândește-te,
Încearcă să îți amintești și să spui cu voce tare ce s-a întâmplat în fiecare zi a săptămânii. A pregătit Dumnezeu lumea pentru lucrurile pe care le-a făcut în a cincea zi? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!